La sfârșitul acestei săptămâni se va relua sezonul oficial în eșalonul al treilea. Bucovina Pujurâtă începe returul din postura de lider neașteptat în seria întâi. Fotbaliștii pregătiți de Dănuț Mândrilă, izbutind chiar performanța de a nu pierde nici măcar un singur meci în prima parte a campionatului. Cu toate acestea, oficialii grupării sucevene rămân cu picioarele pe pământ și spun că nu se gândesc în mod expres la promovare. Suntem o echipă mică și nu ne gândim atât de departe. Vom încerca să jucăm la fel de bine ca în tur, vom lua meci cu meci, iar dacă vom reuși să ne menținem în vârf până spre sfârșitul campionatului, atunci totul va fi posibil. Sunt însă conștient că în sezonul de primăvară ne va fi infinit mai greu, pentru că acum toată lumea este cu ochii pe noi. Ar fi cu adevărat ceva extraordinar să reușim promovarea atât pentru noi ca echipă, cât și pentru întreaga comunitate care ne sprijină, a precizat Dănuț Mândrilă. În ceea ce privește componența lotului de jucători, Bucovina pare că s-a întărit în intersezon, în condițiile în care au plecat doar doi jucători, este vorba de Cuciurean și Balatici, dar au venit alți patru. Astfel, în afara lui Daniel Cristescu, ex Ceahlăul Piatra Neamț, Dunărea Galați, Rapid Suceava sau Fortuna Poiana Câmpina, fotbalist care s-a alăturat lotului încă de la startul pregătirii de iarnă, gruparea din Pojurâtă a mai obținut semnăturile lui Alexandru Ovidiu Bolbos, 20 de ani, fundaș central de la Gloria Bistrița, Paul Colța, 20 de ani, mijlocaș de la Gloria Bistrița, ambii cu prezențe în eșalonul secund, și a lui Ciprian Ieșeanu, mijlocaș de 18 ani de la Dinamo Onești. Bucovina Pojurâtă va începe returul pe teren propriu sâmbătă de la ora 15 cu un meci împotriva formației Ceahlăul 2 Piatra Neamț. La rândul său, Bucovina Rădăuți, locul 9 în ierarhia seriei 1, la jumătatea întrecerii va aborda sezonul oficial de primăvară cu o nouă conducere tehnică alcătuită din trioul Iulian Ionesi, Cristinel Ilisoi, Tudor Zaremba. Echipa a cunoscut modificări substanțiale în intersezon, în locul celor trei jucători plecați, Negruț, Aghiorghi Cesei și Netbai, fiind aduși șapte fotbaliști noi, portarul Valentin Prutean și atacantul Marian Apostol de la Bradul Putna, mijlocașul Ionel Stoian de la Progresul Frătăuții Vechi, mijlocașul Dorel Grecu, venit sub formă de împrumut de la Rapid Suceava, atacantul Radu Luțac, care a evoluat în turul campionatului pentru Șomus Fălticeni, juniorul Sebastian Vicol de la Avântul Volovăț și Andrei Alexandru de la Dinamo Onești. Am mare încredere atât în noul staff tehnic, cât și în băieți, iar prestațiile echipei din intersezon îmi dau speranțe că vom reuși un retur bun. Obiectivul nostru pentru sezonul de primăvară este să câștigăm meciurile de acasă și să promovăm cât mai mulți jucători tineri din zona Rădăuțiului. De asemenea, dorim să practicăm un fotbal plăcut și să avem lume în număr mare la stadion, a declarat managerul rădăuțenilor Manuel Costache. Bucovina Rădăuți va juca primul meci din retur pe teren propriu, urmând să primească vizita grupării CSM Pașcani vineri cu începere de la ora 15.